Mihai, astăzi 0-0 în fața echipei CSO Gna Mureș, cum a fost jocul? A, o primă repriză echilibrată, în a doua repriză am controlat, pot să spun autoritar, pe fondul căderii fizice a celor de la Gna Mureș, dar la nivelul ocaziilor, să zic că am avut două ocazii în plus. Sunt mulțumit pentru că evoluția jucătorilor crește de la o etapă la alta. Dacă primele două meciuri am luat doar un punct cu o evoluție, să zic, modesta noastră, victoria de la Teiuș parcă ne-am descătușat puțin și azi puteam, dacă Scheau Darius era puțin mai atent, să câștigăm cele trei puncte. Am întâlnit o echipă din Gna Mureș pe care am vizionat-o două meciuri și arată din ce în ce mai bine cei de la Gna. Devin o echipă matură care sunt convins că la anul va pune mari probleme în campionatul viitor. Ce crezi că a lipsit astăzi echipei tale? Puțină șansă. Puțină șansă, ocazie imensă a lui Scheau, a lui Popa, iară ocazia lui Scheau. Și să zic că în minutul 91 a avut și un șut de la 18 metri peste bară. Dar puțină șansă. Dacă n-am puțin mai atenți, că în meciurile astea contează, pot să spun, și puțină experiență în fața porții. Dacă am fi avut puțină șansă, cred că am fi câștigat cele trei puncte. Mulțumesc mult și mult!